Persoanele nevăzătoare din Prahova sunt ajutate să se integreze mai ușor în societate. În acest sens, Asociația Nevăzătorilor colaborează cu Protoieria Ploiești și cu reprezentanții Asociației Surzilor Prahova, pentru ca persoanele cu dizabilități să aibă sprijinul unui duhovnic și să participe la diferite programe sociale. Surpriza întâlnirii a venit din partea binecunoscutului cântăreț George Nicolescu, care a interpretat o melodie. Slavă ție, slavă ție, Domnul nostru Dumnezeu! Mai mult, reprezentanții Asociației Nevăzătorilor din Prahova vor înființa cursuri de calculator în format audio, dând șansa acestora să obțină mai ușor un loc de muncă. Suntem în tratative cu o firmă serioasă din București care se ocupă de educație permanentă și am dorit să facem aceste cursuri cu sinteză vocală, așa cum pot lucra persoanele fără vedere, și am putea prin aceste cursuri cu predare de către specialiști am putea obține și atestate care încetul cu încetul ar putea să ajute oamenii să se și angajeze în diferite instituții, cum ar fi o firmă de telefonie mobilă sau o agenție de turism, unde pot accesa baza de date, pot răspunde la un telefon, pot face o programare pentru un bilet de avion. Am fost foarte bucuroasă când Patriarhia Română a hotărât să ne aducă în cadrul nostru pe Părintele Ciprian. Prima dată s-a înființat un curs de lectură religioasă unde noi nevăzătorii veneam și ascultam lectura religioasă. După aceea s-a înființat acest paraclis la care venim cu foarte mare drag, la slujbe, tot în continuare la cercurile de lectură. Părintele Ciprian vine la noi acasă, nu precupețește niciun efort, din zi și până noapte este prin casele tuturor nevăzătorilor. În Prahova există aproximativ 2200 de persoane nevăzătoare.